Cupa României la Polo ediția 2019 va debuta la bazinul Steaua începând de joi, iar echipa militară a început pregătirea atingerii primului obiectiv din noul sezon printr-un antrenament de forță. Luptele care se dau în bazin sunt pregătite cu atenție. În ciuda efortului depus, poloiștii au fost încântați de exerciții, dar nu ar schimba sportul. În apă mai sunt mișcări din lupte sau din judo, dar sunt prea puține. Dacă intrăm pe mâna unui judocan sau pe mâna unui luptător, vai de capul nostru, indiferent câte kilograme, nu avem mișcările și capacitatea necesară să facem față. Așa, pentru noi acum, nu știu, am transpirat foarte mult, mai mult dacă am făcut niște exerciții normale de sală sau de crossfit. Și aceste mișcări ne vor ajuta foarte mult săptămâna aceasta și pe viitor. 80% din acțiuni se petrec sub apă, contactele cele mai dure sunt sub apă, nu se văd genunchii în rinichi care se dau, nu se văd loviturile cu pumnii sub apă. Acestea se pot vedea poate doar la competițiile mari, la campionatele mondiale sau jocurile olimpice, unde sunt în jur de 6-8 camere sub apă. În ciuda adversarului mai abordabil din primul meci, obiectivul este același, câștigarea trofeului. Fiind primul obiectiv major al echipei, vom aborda începând cu meciul de mâine și continuând cu meciul de sâmbătă, de vineri și sâmbătă, meciul la 100%, vom juca la maxim pentru a aduce primul trofeu din acest an în Ghencea. Antrenorul Andrei Iosep este conștient de meciul ușor din sferturi și se gândește deja la întâlnirea dificilă din semifinale împotriva dinamoviștilor, după ce steliștii au învins greu sezonul regulat. Întâlnim 99% Dinamo în semifinale, un adversar care ne-a pus probleme în campionatul regular, învingând 10-7 și 15-12 aici la noi în bazin. Sperăm să ne recuperăm atât fizic cât și mental și să reușim să câștigăm această Cupa României. Steaua va juca în sferturile de final ale Cupei României joi de la ora 15:30 cu CSM Târgu Mureș. Toate meciurile se vor disputa în Ghencea la bazinul din cadrul complexului sportiv Steaua.